păsările din Chișinău sunt ajutate să treacă peste iarnă. A fost pusă hrană pentru ele în parcuri. Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii a venit în ajutor narepatelor în această iarnă cu hrană necesară pentru perioada rece a anului. A fost o inițiativă venită așa ad hoc din partea noastră, hai să punem hrănitori, să hrănim păsările și cu ocazia asta să aducem păsările în prim plan, în atenția oamenilor. Drept urmare am pus o hrănitoare în parcul Dendrariu, aici, și una la Scoarul Cehov, într-un loc mai, să zic, mai aglomerat, mai frecventat, mai antropizat, aici avem un habitat un pic mai natural. Proiectul a fost lansat în decembrie 2016. Sunt deja 2 luni de iarnă în care zburătoarele sunt ajutate de ornitologi. Pentru viitor, noi plănuim să extindem numărul hrănitorilor, dar deocamdată resursele materiale ne limitează la 2 hrănitori, plus întreținerea lor și plus alimentarea cu floarea soarelui. Și am decis ca să popularizăm această acțiune în Chișinău, să o facem mai cunoscută. Am decis să invităm toată lumea să participe la un concurs lansat de noi, să vină să fotografieze păsări cum vin la hrănitori și se hrănesc, sau să facă acasă propriilor hrănitori și să facă poze cu păsările care vin la acestea și să ne trimită pozele pe adresa noastră de Facebook, pe adresa societății. Noi urmează să le postăm și cea mai apreciată fotografie cu păsări care se hrănesc la hrănitori va câștiga acest premiu. Este vorba despre un determinator al păsărilor din România și Europa. Practic este un ghid de identificare al tuturor speciilor din România, din Republica Moldova și de pe continentul european. Foarte bun pentru orice ornitolog, atât începător cât și avansat. E un cadou cât se poate de potrivit. Păsările găsesc în hrănitori semințe de floarea soarelui, ideale pentru ele pe timp de iarnă. Conform ornitologilor, fără hrană, într-o noapte geroasă, un pițigoi pierde peste 30% din masa corporală. Sursa naturală pe care au găsit-o până acum deja a fost epuizată, iar pe final de iarnă ele deja încep să simt acest lucru. Nopțile reci încă n-au plecat nicăieri, încă este iarnă, suntem în februarie. Ele vin din ce în ce mai multe și mai multe aici. Se vede că au nevoie de ajutorul nostru. Important este că pe timp de noapte ele uneori pot pierde până la 30%, un pițigoi albastru poate pierde până la 30% din masa corporală dacă este foarte frig, pentru că el își consumă din țesutul adipos pentru a crea cât mai multă energie, să-și mențină temperatura foarte ridicată. Odată la 2 zile, odată la 3 zile, venim să vedem care e situația la hrănitori, să vedem ce păsări au mai fost, să vedem cât de mult s-a consumat. Și pentru noi a fost o surpriză în momentul în care noi prima oară am pus mâncare, am văzut cât de repede s-a epuizat. Noi ne-am făcut alte socoteli. Pe la mijlocul iarnii a trebuit să cumpărăm iar semințe de floarea soarelui ca să asigurăm continuitatea. Păsările din grădină mănâncă fructele uscate, semințele și căpățânele de flori care rămân din vară și toamnă și își vor găsi adăpostul în tufele mari și încălcite. Închipuiți-vă dacă nu ar fi aici orașul Chișinău, acest teritoriu ar fi fost un loc natural, iar noi am ocupat acest loc natural. Din acest motiv, cred că este foarte important să le hrănim noi, să le suplinim acest cu mâncare. În mod normal, ele și-ar fi găsit foarte ușor mâncare. Pe de altă parte, alte păsări care mai vin pe aici, majoritatea sunt paseriforme, adică din specii de păsări cântătoare. Majoritatea dintre ele, pe timp de vară, sunt insectivore. Insectivore în sens că se hrănesc cu insecte. Și cel mai important este că ele, pe timp de vară, practic ne salvează de insecte. Chiar dacă noi asta nu realizăm, e un beneficiu foarte, foarte, foarte important adus umanității, nouă oamenilor, este confortul nostru până la urmă. Grăsimea subcotanată este sursa principală de energie, care ajută păsărilor să îndure foamea de iarnă. Datorită hranei intensive, toate păsările cu sosirea vremii reci cresc în greutate. Țesutul gras acumulat este valoros pentru a asigura păsările migratoare cu combustibil suplimentar.
Din acest motiv, mai multe păsări care migrează spre o climă mai caldă se hrănesc intensiv în săptămâna precedentă de zbor. Pentru păsări care iernează, acumularea grăsimii sub cutanate este condiția primordială pentru supraviețuire în timpul de frig extrem, atunci când hrana este limitată și păsările mențin cu greu temperatura optimă a corpului. Având în vedere că deja cât au trecut, cred că două luni și ceva de când am pus aceste hrănitori și am deja au mâncat 3 saci, iar pe sfârșit de iarnă s-a accelerat apetitul păsărilor, au mai aflat mult mai multe păsări, după cum vedeți, stau chiar lângă noi, n-au nicio frică. La o iarnă prelungită, locurile de hrănire naturală a păsărilor sunt adesea acoperite cu zăpadă. Troiene și crustă de gheață fac inaccesibile rezervele de alimente ascunse. Lipsite de posibilitatea de a face rezerve de grăsime, păsările pierd dramatic în greutate și pierd din cauza frigului. Мы приносим хлеб обычно, и была вот еще вот там одна кормушка, но ее почему-то уничтожили, туда мы приносили тоже. Но мы гуляем каждый день и кормим птиц. А еще мы кормим кого с тобой? Мы там вот на террасе кого кормим? И еще кого? И ворон. Iarna, mai ales în orașe, în habitatele urbane, pițigoii mari sunt la ei acasă, pițigoii albaștri, sticleții, de ce nu, cu toate că pe ei vedem mai mult pe câmpuri, pe dealuri, scatii, pițigoiul sur, țiclenii, vrăbile întotdeauna sunt prezente. Din păsările mari, ciorile, gaițele, stâncuțele, ele vin mereu. Păsările sunt mai vulnerabile pe timp de noapte. În aceste ore, ele stau la repaus. Scăderea semnificativă a temperaturii aerului pe timp de noapte și lipsa de aprovizionare energetică împiedică schimbul de căldură cu mediul înconjurător, care la păsări în vremea rece este încetinit. Unele specii pot consuma grăsimea subcutanată foarte repede, până la 75% într-o noapte geroasă. Deci, fără o hrănire suplimentară, ele nu pot să supraviețuiască. De aceea, alegerea locurilor pentru iernata păsărilor este în mare măsură cauzată de prezența locuințelor umane. În apropierea șezărilor umane, hrana este mai variată și mai satisfăcătoare și, prin urmare, șansele de a supraviețui iarna sunt mult mai mari. Hrănirea zilnică a păsărilor în timpul iernii nu este doar o contribuție semnificativă la salvarea numeroaselor specii, dar, de asemenea, o mare oportunitate pentru observarea faunii sălbatice, una dintre cele mai importante modalități de a învăța copiii o atitudine atentă față de toate organismele vii.